A doua zi de filmări, de treabă, o luăm drumul domn Dorel, care o să mă ajute. Și mama e undeva prin înăuntru și ea mătură pe aici. Deja se vede casa de la drum, deci uite, hai să vă arăt un pic limitele proprietății. Asta e mărul, de la mărul ăsta începe. M-am uitat pe CF-ul și am văzut că până la vecinul, iar uite ce măr bătrână, cred că s-are 100 de ani. Poate și mai mult, uite ce micuță e mâna mea pe lângă el. Asta vreau să rămână, trebuie numai doar toaletat, lângile uscate luate jos. Bun, prea multă lumină, să mai chidem puțin de acum, așa. Și aici începe curtea, aici, aici era mai de mult covăcia, adică aici era felăria, aici. Se vede așa ca o ruină aici, vedeți? Sunt niște grinzi pe aici. Mamă, cum o să mă distrez de filmările astea după ce o să văd într-un an cum o să arate față de prima zi în care l-am cumpărat. Uite ce aici, junglă. Și hai să mergem puțin împreună să vedem cum arată și ce vom face din ea. Aici undeva era gardul, vezi că am găsit o sârmă pe aici. Cred că și întind sârmile astea ca să nu mai întrebacile. Măi, mamă, ce e aici, frate? Cât fac lumină deja, se schimbă lumina, deci că e noapte deja, intrăm în altă râm. Tărâmul junglei. De acolo e casa, vedeți, acolo e casa. Deci e junglă, mă, ce să mai... Junglă, nici nu poți să-ți imaginezi ce pe aici. Eu știu că o să o duc cu camera, uite ce e aici. Opa, așa, vedeți? Trece o văcuță pe drum. Eu sper că până pe seară se schimbă puțin peisajul. Pune mașinuța parcată. Hai să mă vedeți și pe mine un pic. Eu m-am lovit la ochi vineri, a făcut un foc și mi-a sărit o clinguță în ochi și încă am ochiul un pic roșu. Și încă văd așa un pic în ceață cu el și eu sunt foarte obișnuit să văd perfect la milimetru, la sute de metri. Și așa mi-e greu să văd un pic la vederea perfectă. Uite ce pe aici, ce junglă pe aici. Uite aici, ajunge până la casă, hai să vedeți. Deci terenul are 23 de ari. Aici e căsuța, vedeți? Uite așa. Bun, uite ce fain e. Bine, fain, nu-i fain, e fain că e sărbăticie. Că îmi plac mie sărbăticiile și pădurile de aia. Mă uit așa de fain la casa asta. Uite ce e aici. Deci construcție de piatră, da? Ia să vedem. Construcție de piatră, lemn, ăla e brad, sigur e brad. Așa. Să vedem. Uite, asta e marginea și acolo până din jos se vede totul, 23 de ari. Hai că mergem până în jos împreună să vedem. Găsim ceva. Uite, aici sunt niște mere. Un măr, văd că are mere roșii. Așa. Mere, 1, 2. Încep să număr câți meri sunt pe aici. Foarte mulți meri. Aici umblă vacile, e o junglă pe aici pe jos. Mandă, mă, l-au făcut astea. Cred că astea își fac drumul lor unde să vină să își culeagă merele. La fiecare măr e așa un cerc de noroi. Pe unde vine ele să-și mânce merele. Dar încerc să închid astăzi cât de cât pot, cu sârme măcar, ca să limităm puțin accesul, că tot distrug vacile pe aici. Uite acolo e toaleta, hai să vă arăt toaleta. Uite ce frumos, n-ai nicio șansă să ajungi la ea, la acolo undeva, vedeți? Aia e toaleta. Ce fain e. Normal că nu-i faină. Și aici, uite, curtea coboară, vedeți? Coboară, uite așa. Oi, mamă, dar ce să nu cază, uite aici încă un măr bătrân. Tot ce-i prun o să dispară, o să tai jos. Nu vreau să las niciun prun, pentru că aici în sat nu se fac prune. Prune doar țin umbră și în loc de ei vom planta peri, cireși, știți voi, chestiile astea care copăcei care nu, pe care noi avem oriunde. Deci până hai să vedem chiar unde e colțul proprietății. Uite, până la ce e asta? Hai să mă uit un pic fără cameră. Până la salcia sau răchită, cum se mai spune, da? De aici începe să meargă, uite aici gardul. Între timp vreau să vă mai comunic ceva important. Dragilor, pentru mine, să știți că e foarte important să apăsați butonul abonare. Nu mă ajutați pe mine, dar o să vedeți toate vlogurile care o să le pun. Și am văzut, v-am zis și ieri că din 100.000 de oameni care se uită, doar vreo 9% sunt abonați. Deci e păcat, că așa multe chestii faine fac și chiar mă chinui să intru în sate, să filmez casele părăsite. Și dacă voi nu mă abonați, n-o să arate, adică YouTube-ul nu o să le arate și celorlalți oameni să vadă canalul, știți? Pentru că nu vede că nu se abonează lumea. Dacă lumea nu se abonează, canalul nu o să fie văzut mai de câțiva oameni.
Și totuși pentru voi le fac urmărițile. Nu m-aș obosi acum să filmez aici casa care am cumpărat-o, să vă arăt ce poate face. Nu, uite, până aici, de acolo, la gardul vecinei, vedeți? Până aici, la farasinul ăsta. Deci e foarte important să vă abonați și să apăsați butonul subscribe. Și vă mulțumesc foarte mult pentru aia. Încerc să nu bag ochii în ceva pe aici. Nu, uite ce jungle, omule. E jungla de pe lume, cum zicea Picu. Nu știu unde să... Nu se vede casa de aici. Pentru cei care faceți vloguri, vă recomand să vă cumpărați un din ăsta, uite ce am acum în mână, un gimbal. Adică e o chestie care ține aparatul stabil, orice ai face, ori te duci prin tufe, orice faci, și te ajută mult la filmare. Uite aici ce, hai să vă arăt și coroanele pomilor. Uite aici ce pruni înalți, omule, zici că frasii înalți sunt prunii ăștia. Mai înalți decât frasii sunt unii pruni. Uite și pe jos, o grămadă de copaci căzuți. Și acolo, uite, acolo departe se vede grajdul undeva, vedeți? Acolo fost grajdul. Uite, mai am ce lumină frumoasă, deci că-s fotografii. Ia să mă vedeți și pe mine puțin. Bine v-am regăsit. Uite aici ce prun gros, omule, ăsta-l păstrez. Ce frumos e, e bătrân. Îl tund, dar uite ce fain e trunchiul. Îmi plac ăștia așa de formați, bătrâni. Care nu s-o scați, țin. Aici, uite, e junglă de pruni, aici trebuie să iau tot jos. Poate că las unul ca să leg un hamac de ăsta și într-ăsta. Uite, frate, nu scați. O să fie ceva lemne de foc aici. Dar sunt prea mulți pom, prea mulți, degeaba. Dacă vreți să vedeți cum am plantat, cum am făcut o livadă în 2020, cum am plictisit și n-am avut nuți de făcut, eu cu fratele meu am plantat 1400 de nuci. Acolo o să vedeți mai multe, deci mă știu cu pomii, încep să mă știu cu pomii. De aia zic că trebuie rărit pe aici. Am câtă lumină. Uite, aici cum ajungem la grajd, mă. Doamne, dar cine o să tundă toată curtea asta, să o rărească? Aici e grajd, vedeți? Să focalizăm pe el puțin. Și acolo e casa, da? Deci astea sunt limitele proprietății. 23 de ari de junglă. Uite, și până acolo, uite, să vă arăt și grajul, dacă tot am venit până aici. Mergem până în colț. Văd de cât timp umblăm și încă n-am ajuns în colțul curții. Să vedem ce, să vede pe gabla asta ceva, ia să vedem. Păi să se vadă ceva acolo, să vede ceva acolo, are, ziceți-mi voi că eu nu văd mica. Vede acoperișul la graj, așa-i? Opa, s-a blocat camera. Bun, mergem mai departe. Grajul e solid, făcută din stâncă. Aici ai făcut un fel de, nu găbănaș, de fânar, cum zicem noi în Ardeal. O zonă de ținut fânul. Dar aici nu știu până unde e CF-ul, oare, până aici să fie? Asta e, până, asta e ultimul gard, oare? Se poate să fie asta chiar gardul exterior. Frasini. De ce am cumpărat asta? Să zic sincer, am cumpărat-o pentru că îmi place să cumpără case părăsite. O să vedeți la mine pe vlogul că am mai cumpărat și îmi place să mă ocup de ele, să le restaurez, să se bucure și alți oameni de ele. Tot focalizez aici între timp. Uite ce faină stânca asta, vedeți? Rajdiu are 121 de metri pătrați. Aici e junglă, aici nu știu dacă v-am arătat el, dar... Ai, Doamne, câtă muncă o să fie aici, dar... Dacă facem încet cu treaba bună și nu ne grăbim niciunde, până la urmă ducem la capăt. Uite, se vede anul grajdului. 1942. Vedeți? 1, 9, 4 și 2. Ăla e 2, nu? Fie 3, 43. În față scrie 42. El pare a fi un 3, de fapt, nu? Ce ziceți voi? 43. Probabil că din care ai făcut 43 și fața grajdului 42. În graj nu vom intra astăzi, că nu mai vreau să intru. E foarte, foarte închis aerul, vedeți? Ca baubau stă acolo. Acolo domn Dorel pe graj. Domn Dorel, fă puțin cu mâna! Dacă face cu mâna domn Dorel, vedeți? Până facem filmarea. Bine v-am găsit, domn Dorel! Arăta puțin la oameni pe internet să vadă ce... Ce junglă e aici? Că nu mă crede nimeni dacă nu-i filmez. Că dacă zici cuiva, bă, era junglă, nu poți să te apleci, prin curte ce să te apleci ca să intri. Nu o să te creadă nimeni. Așa-i?
Lacrimează 10 minute fix. No, dragilor, see you later.